Vă mai amintiți de Shutter Island, thrillerul din 2010 cu Leo DiCaprio și Ben Kingsley, care au loc pe o insulă fictivă unde se află o instituție psihiatrică misterioasă? În realitate există multe locuri asemănătoare care ne trezesc curiozitatea, unul dintre cele mai cunoscute exemple fiind zona 51 din SUA. Aceste locuri interzise, inaccesibile publicului larg, alimentează fascinația noastră pentru necunoscut, în timp ce unele, precum insula Șerpilor din Brazilia, sunt deschise doar cercetătorilor cu permisiuni speciale, cele mai multe locuri interzise din lume rămân învăluite în mister. Această inaccesibilitate le amplifică aura de secret, dând naștere la povești enigmatice. Sunteți curioși? Haideți să explorăm împreună poveștile acestor locuri interzise, inclusiv din România, unde realitatea și miturile se împletesc. Svalbard Global Seed Vault. La jumătatea distanței dintre Norvegia și Polul Nord se află Svalbard Global Seed Vault, o instalație ascunsă adânc în interiorul unui munte pe o insulă izolată din Svalbard. E cel mai mare depozit de semințe din lume, unde sunt păstrate lăzi cu semințe pentru depozitare pe termen lung în condiții sigure într-un safe protejat de rocă uscată și rece. Safe-ul adăpostește zeci de mii de varietăți din culturi alimentare esențiale, peste 4.000 de specii de plante. Construit pentru a rezista dezastrelor naturale și provocate de om, scopul safe-ului e de a păstra duplicate ale semințelor din colecțiile mondiale de culturi. În cazul unei catastrofe, cum ar fi un război nuclear sau efectele încălzirii globale, națiunile pot solicita semințele pentru a-și reporni agricultura. În 2018, guvernul norvegian a propus alocarea 100 de milioane de coroane norvegiene pentru modernizarea safe-ului, asigurând astfel protecția materialului genetic pe care îl conține. Arhivele secrete ale Vaticanului. Cu unele documente datând din secolul al VIII-lea, arhivele secrete ale Vaticanului, numite și arhivele apostolice ale Vaticanului, sunt unul din cele mai intrigante locuri interzise din lume, cu 85 km de rafturi care conțin o multitudine de informații despre Biserica Catolică. O mare parte a arhivei este adăpostită într-o instalație subterană securizată. În timp ce accesul este restricționat, cercetătorii cu acreditări corespunzătoare pot examina unele din aceste înregistrări neprețuite. Se spune că arhivele adăpostesc artefacte extrem de importante și rare, putând include documente precum scrisoarea lui Michelangelo către Papa Iulius al II-lea, o scrisoare scrisă de Maria, regina Scoției, înainte de execuția sa, și documentele de excomunicare ale lui Martin Luther. Capela Chivotului Legământului. Unul din cele mai căutate artefacte biblice este Chivotul Legământului, construit acum 3000 de ani pentru a adăposti tăblițele de piatră care conțineau cele 10 porunci. Chivotul a dispărut din istorie după cucerirea izraeliților de către Imperiul Babilonian, iar soarta sa rămâne necunoscută. Nimeni nu știe dacă a fost distrus, capturat sau ascuns. Potrivit tradiției etiopiene, Chivotul Legământului ar fi păstrat în Catedrala Sfânta Maria a Sionului, cunoscută și sub numele de Capela Chivotului din orașul etiopian Aksum. Doar un singur om are permisiunea de a vedea Chivotul, un călugăr care acționează ca gardian al artefactului. Deși unele rapoarte sugerează că obiectul din Aksum ar putea fi doar o replică, nimeni nu are voie să intre în capelă pentru a studia artefactul, ceea ce face din acest loc unul interzis și cu atât mai fascinant. Zona roșie. Nu toate peisajele din Franța sunt compuse din dealuri verzi și sate pitorești. De fapt, există o zonă pustie care este interzisă de peste un secol. Aproape de Verdun se află o pădure neatinsă, cunoscută sub numele de Zona Roșie. Această regiune este complet nelocuită, nu s-a construit nimic acolo și accesul e interzis. Înainte de primul război mondial, zona Verdun era predominant agricolă, însă situația s-a schimbat dramatic în timpul războiului, când milioane de proiectile de artilerie au devastat regiunea. Solul a fost răvășit, copacii distruși și satele complet ruinate de explozii. După război, în 1918, guvernul francez a evaluat costurile reabilitării terenurilor, dar în cele din urmă a decis să relocheze locuitorii. Munițiile neexplodate și proiectilele au fost lăsate în urmă, iar zona a devenit cunoscută ca Zona Roșie. Aproximativ 1190 de km pătrați din această regiune sunt încă interziși publicului și oricăror activități agricole. Autoritățile continuă să lucreze la curățarea terenului, însă la ritmul actual se estimează că ar putea dura între 300 și 700 de ani, dacă nu chiar să fie imposibil de curățat complet vreodată. Bohemian Grove. În nordul statului american, California, există un refugiu privat unde accesul e atât de restricționat încât cei care încearcă să intre ilegal riscă să fie arestați. În fiecare lună iulie, membrii bogați și influenți ai Bohemian Club se întâlnesc acolo pentru 3 săptămâni de evenimente exclusiviste despre care se spune că sunt destul de bizare.
În 2008, jurnalistul Alex Shmuatov a fost arestat după ce a încercat să pătrundă la Bohemian Grove pentru a investiga o poveste despre exploatarea forestieră. În schimb, a descoperit ceva complet diferit. În articolul său, el a scris: o scenă în care un preot îmbrăcat în costum de satin roz și verde a apărut la baza unui altar dominat de o statuie de bufniță de 12 metri acoperită cu mușchi. Preotul și alți participanți cântau despre grija și despre cum inima unui om este împărțită între realitate și fantezie, sublinând nevoia de evadare într-o lume a comuniunii umane. Un alt personaj îmbrăcat într-un body auriu și împodobit cu pietre prețioase a apărut în fața unui sequoia uriaș. Shumatov a fost prins de un paznic în pădure și predat autorităților. Surtsey. Vulcanică Surtsey, situată în largul coastei sudice a Islandei, s-a format între 1963 și 67 în urma unei erupții vulcanice care a durat 3,5 ani începând din noiembrie 63. Fără nicio intervenție umană, insula a devenit un ecosistem natural, dezvoltându-se din semințele portate de curenții oceanici. În prezent, aceasta găzduiește mucegaiuri, bacterii, ciuperci, plante, 89 de specii de păsări și 335 de specii de nevertebrate. Situată la 32 de kilometri de coasta sudică a Islandei, insula e accesibilă doar unui număr restrâns de cercetători care o folosesc drept un laborator natural. Aceștia au la dispoziție o singură cabană dotată cu paturi suprapuse și un radio de urgență alimentat cu energie solară. Cercetătorii sunt riguros verificați pentru a preveni introducerea accidentală a oricăror semințe. Într-un caz celebru, o plantă de roșii a crescut accidental din fecale umane manipulate necorespunzător și a trebuit să fie distrusă. Orice persoană care încearcă să viziteze ilegal insula riscă să fie arestată. Rezervația științifică Gemenele. O zonă puțin cunoscută din Parcul Național Retezat a fost închisă publicului încă din 1955, când a fost preluată de Academia Română în baza unui acord cu Ministerul Agriculturii. Această decizie a fost luată pentru a proteja cea mai sălbatică și neexplorată parte a parcului, care adăpostește specii rare de plante și păduri virgine. De-a lungul anilor, doar câțiva oameni au avut acces la rezervația științifică Gemenele și doar cu aprobarea unei comisii a Academiei Române. Rezervația, care se întinde pe 2000 de hectare în centrul masivului Retezat, e înconjurată de o zonă tampon de 11.000 de hectare, delimitată în anii 50. În prezent, această zonă face parte din Parcul Național Retezat și e administrată de Romsilva. Geograful Nae Popescu a remarcat în lucrarea Monografia Retezatului diferențele semnificative dintre zona tampon, afectată de turism și activități umane, și rezervația științifică, unde intervenția umană a fost minimă, păstrând vegetația aproape intactă. În această zonă, accesul turiștilor a fost interzis timp de 7 decenii, iar activități precum pășunatul și tăierile de copaci au fost complet oprite pentru a proteja natura sălbatică. În rezervație se aplică reguli stricte de protecție, permițând doar cercetări științifice cu aprobarea administrației Parcului Național Retezat. Aici se dezvoltă liber multe din cele 1190 de specii de plante prezentate în Retezat. Nihau, cunoscută sub numele de Insula Interzisă, și-a câștigat acest titlu după ce o familie care o deține din 1864 a decis să interzică accesul străinilor. Situată la 29 km nord-vest de Kauai, insula hawaiană, cu o suprafață de 186 km pătrați, un paradis neatins care adăpostește multe specii pe cale de dispariție. Pe insulă trăiesc doar familia Robinson și 130 de nativi nihuani, care locuiesc în satul Puvai. Familia Robinson primește numeroase solicitări din partea persoanelor care își doresc să viziteze insula, considerând-o o destinație de vis. În anii 50, o epidemie de poliomielită a lovit insulele Hawaii. Bruce Robinson, actualul proprietar, a explicat că unchiul său a impus măsuri stricte de carantină pentru a proteja locuitorii, cerând certificate medicale și o carantină de 2 săptămâni pentru oricine dorea să intre pe insulă. Această măsură a fost eficientă, iar poliomielita nu a afectat insula. De-a lungul anilor, mulți au încercat să viziteze Nihau, însă accesul a fost refuzat, inclusiv pentru celebrități precum Mick Jagger. Familia Robinson nu a permis niciodată vizite din simpla curiozitate. Mina de diamante Mirni. Vom încheia acest clip cu una din cele mai
Mari grobi create de om care se află la Mina Mir, cunoscută și sub numele de Mina de Diamante Mirni, situată în Siberia de Est. Aceasta e a doua cea mai mare gaură artificială din lume, având o adâncime de peste 520 de metri și o lățime de peste 1200. Zăcământul de diamante a fost descoperit în 1955, iar Iosif Stalin a ordonat deschiderea minei pentru a satisface nevoia Uniunii Europene de diamante. În perioada de vârf, mina producea anual peste 10 milioane de carate de diamante. Spațiul aerian de deasupra minei este interzis elicopterelor din cauza unor povești care sugerează că avioanele ar fi aspirate de curenții descendenți de aer. Cu toate astea, aceste afirmații nu au fost dovedite. În plus, orașul din apropierea minei este strict interzis străinilor, deci nu te poți aștepta să vizitezi această imensă groapă, numită uneori diamantul în stare brută al Siberiei. Astfel, locurile interzise din lume, de la insule vulcanice și arhive secrete până la mine imense și zone de război, fascinează prin misterul și inaccesibilitatea lor. Aceste locuri ascund povești fascinante și neprovocate de curiozitatea noastră. Ție care dintre aceste locuri interzise ți-a captat cel mai mult imaginația? Scrie-ne în comentarii. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!